Aproape 130 de elevi de clasa 8-a din Reghin și zona arondată au participat la testarea la limba engleză pentru a urma un liceu cu profil bilingv. S-au prezentat acei copii care știau că au nevoie de această notă, dar și cei care au dorit doar să-și testeze cunoștințele. Examenul s-a dat pe data de 1 iunie la singurul liceu din zonă care are un asemenea profil bilingv, Lucian Blaga. Au fost prezenți 129, avem 4 respinși. Deci procentajul de 96% este, zic eu, foarte bun. La ora 8 a început proba scrisă, care a avut întindere, deci pe perioada unei ore. Pe urmă, la o jumătate de oră, elevii au revenit în sălile de clasă pentru testarea orală. Nu a fost primul an în care elevii au dat un asemenea test. Cei care au atins la note bune au învățat pe brânci. Alții au fost mai delăsători, știind că rezultatul este puțin important. Contează doar să fie admiși. Având în vedere că subiectul era destul de dificil, eu spun că s-au descurcat foarte bine. În mod normal, ei au nevoie de 6 pentru a fi admiși, deci ca să poată participa la etapa următoare. La oral se descurcă mai bine, în schimb, la partea de gramatică mai au de lucru, dar presupun că la fel de bine știu și ei acest lucru, iar profesorii care i-au pregătit până în prezent. Testarea nu a fost lipsită de emoții pentru viitorii liceeni. Cei mai mulți dintre ei știu deja ce școală doresc să urmeze, iar cei care vor merge la Lucian Blaga au vrut să facă impresie bună. Dar, cu nota obținută, se pot înscrie la orice liceu. Ei trebuie să rețină că pentru clasa de bilingv au nevoie de rezultatul admis, dar nu și pentru clasa de intensivă engleză. Deci ei se pot înscrie chiar dacă la examenul acesta au fost respinși sau nu au participat. La clasa de intensivă engleză, de fapt, profilul este de matematică informatică. Elevii care vor să învețe intensiv limba engleză pot opta la grupul școlar Lucian Blaga între profilul filologic de engleză bilingv sau profil real de matematică informatică intensiv engleză. Aceștia au 4 ore de limbă modernă pe săptămână, din care 2 se țin pe grupe, ceea ce reprezintă un adevărat avantaj pentru învățare.